cât am umblat, deci în zonele tibetane, în zona Indiei, în zona Americii de Sud, în zona eschimoșilor, la populația Ainu din Japonia, este felul în care ei își construiesc viața și credința lor. Nimeni nu se roagă la cel de jos, nicio etnie, nicio așa, toți se roagă la cel de sus, venerează, deci ascultă ce li se spune. Mi-a fost foarte greu, deci mă luptam cu mine și în gândul meu îmi spuneam, nu mai pot, nu mai pot, cine m-a pus să vin? Foarte greu mi-a fost la început, mai ales că ceilalți mergeau normal mai bine decât mine. Păi mi-am dat seama că, de fapt, picioarele mele merg și în capul meu era neputința, da? Și atunci mi-am intrat în ritm și m-am început să mă descurc. Nu poți să fii fericit tu dacă cei din jurul tău nu sunt fericiți sau dacă nu ajuți ca să fie fericiți. Bine v-am regăsit! 24 de zile la minus 40 de grade, peste 230 de kilometri parcurși pe schiuri, prin pustiu și viscol, și o premieră. O româncă în vârstă de 61 de ani și-a depășit limitele în două expediții, la Polul Nord și la Polul Sud, în același an. Escaladează ghețari, face ascensiuni pe cei mai înalți și dificili munți din lume, descoperă culturi și civilizații, călătorește în toată lumea. Dragi prieteni, voi ce v-ați propus să faceți când ieșiți la pensie? Invitata mea de astăzi este Maria Uca Marinescu, profesor și explorator. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Doamna Marinescu, sunteți o personalitate. Ați doborât mai multe recorduri, aveți performanțe deosebite, chiar parcurgeți lumea aceasta în lung și în lat. Descoperiți tot ceea ce e frumos. Cum v-ați descrie dumneavoastră în acest moment al vieții? Eu am descoperit că am o chemare care vine de undeva și mă cucerește și mă determină să plec. Eu spun că nu eu plec în călătorie, călătoria mă ia cu ea. Și după ce am totul pregătit, plec liniștită, în momentul în care mă urc în avion, nu mai sunt eu. Dumneavoastră explorați, vreți să cunoașteți omul în profunzime. Asta pentru că vreți să vă cunoașteți pe dumneavoastră în profunzime. Pentru că vreau să învăț cât mai mult. Viața oamenilor este specială, viața oamenilor depinde de locul în care trăiesc, de natură, de istoria locului respectiv. De fapt, ceea ce ne deosebește pe noi, în general, este felul cum gândim. Când mă întorc, după ce plec cu întrebări, vin cu niște răspunsuri și, de fapt, răspunsurile mă trimis spre alte întrebări. Aceasta este viața mea. Este păcat să stai și să nu cauți tot timpul, să știi mai multe, să cunoști mai mult.
să preiei din binele vieții oamenilor și să încerci să transmiți acest lucru, nu să ții pentru tine. A explora înseamnă a se descoperi pe sine pretutindeni. Care a fost momentul în care ați simțit să faceți această transformare substanțială, esențială în viața dumneavoastră, o schimbare totală de direcție? Eram studentă și, bine, mergeam la cursuri, aveam și cursurile la mine, dar aveam cartea Acua-Acua lui Thor Heyerdahl despre Insula Paștelui. Deci visam, încercam să înțeleg de ce se numește Insula Paștelui, ce fenomene sunt acolo. Undeva a rămas acolo Insula Paștelui, ca în 2010 eu să merg pe Insula Paștelui. Deci lucrurile așa vin spre mine. Am și această șansă ca așa cum gândesc eu, cum apar aceste lucruri în mintea mea, să vină ceva care provoacă sau mă ajută să realizez ceea ce gândesc. La ce vârstă ați făcut prima și cea mai importantă expediție? Prima ieșire importantă a fost în China, normal. Cea din China, da. Majoritatea călătorilor se întâmpla înainte de Revoluție. A fost chiar în 89. 89. Majoritatea călătoriilor mele au fost solitare, pentru că am considerat, era acea chemare nebună să plec, să plec. Deci veneau prieteni și spuneau, dar tu cum pleci singură? Păi plec printre oameni. Bineînțeles că îmi formam un bagaj de conversație pentru fiecare zonă unde mergeam sau unde puteam să aplic limbile pe care le cunoșteam mai bine. Pentru China ați învățat chiar limba chineză. Da, așa. Deci, cunoscând câteva cuvinte sau un ghid de conversație, printre locanici apare și îl propag și eu sentimentul de prietenie. Deci ne împrietenim și atunci totul este altfel în momentul în care ești prieten cu cineva. Călătorile dumneavoastră, expedițiile, chiar dacă sunt solitare și vreau să discutăm despre acest lucru, sunt de fapt cu lumea, în contact cu lumea, de a face prieteni, de a crea noi legături, de a-i descoperi pe acei oameni. Dați un sens solitudinii dumneavoastră în aceste călătorii. Deci nu, am fost întrebată. Da, acum, din exterior pare în foarte... Rând că sunt femeie și în al doilea rând, dacă nu mi-e frică. Adică o femeie și ia lumea în cap și pleacă. Sau mulți mă întreabă, dar nu ți-e frică? Păi n-ai cum să-ți fie frică, pentru că peste tot trăiesc oameni la fel ca noi. Și nu există situații conflictuale. Adică n-am întâlnit situații conflictuale. Bine, odată undeva în nordul Indiei, dintr-o neatenție a mea, dar nu știu, așa a fost să se întâmple, da? Mi s-a furat totul. Deci am rămas fără bilete, fără bani, fără acte de identitate. Deci am devenit un nimeni. Deci nu eram nici indiancă, nu eram nimeni. A fost o senzație foarte neplăcută. Cum ați trecut prin ea? Bine, a fost un șoc, după care a trebuit să mă mobilizez la maximum. Mă întreb ce face o femeie singură în India, da, fără bani, fără acte, da, fără lucruri, tot ce ați amulat dumneavoastră a dispărut. Era de, țin minte, de două zile și o noapte ca să ajung la Calcuta și eu îi spun Calcuta pentru că ei așa pronunță. Bine, au sărit indienii din tren pentru că era vagon de dormit, adică cu cușetă. În tren așa, a fost fără rucsacul, da? Așa. Imediat au venit în jurul meu și m-au ajutat. Mi-aduceau mâncare, să te iau de vorbă, să mă liniștesc, să nu știu ce. Deci asta înseamnă prietenie. Deci au fost extraordinari. Și ați reușit să vă continuați călătoria? Și eram spre finalul călătoriei. De la Varanasi am coborât spre Calcuta. Vorbeam de performanțe. Sunteți prima femeie din România care a ajuns și la Polul Nord și la Polul Sud. Și geografic și magnetic. Și aveți câteva povești. Din Hatanga a fost locul de întâlnire, este în peninsula Taimâr. Acolo trebuia să ne grupăm. Ceilalți însă au făcut o săptămână de pregătire în condițiile specifice, frig extrem, zonă polară, așa. Eu m-am dus cu pregătirea din piatra arsă de pe platou, dar stăpâneam bine și frigul și schiul, bine, nu așa, schiul de tură. În Hatanga
S-au mai stat 3 zile pentru că era vorba de zbor pe calota glaciară. Punctul geografic, Polul Nord, este acoperit de o căciulă de gheață, o calotă de gheață care plutește tot timpul. Cele 3 zile cât am stat în Hatanga, eu îmi puneam sania și schiurile și dimineața îmi făceam traseul să mă pregătesc, să-mi dau seama cam despre ce este vorba, lucru care m-a ajutat foarte mult. În sfârșit, cu un alt avion, avionaș mic, am zburat pe calota glaciară, unde era baza rusească militară, pentru că fiecare zonă polară, și sudul și nordul, este sub un, să nu-i spun control, sub o supraveghere a zonelor respective. Deci la Polul Nord sunt rușii, în Antarctica sunt americanii, iar stația americană este la Polul Sud geografic. Am zburat acolo pe calotă și de acolo pe urmă trebuia să plecăm pe schiuri. Distanța este de 110 km, deci este un grad, dar nu poți să mergi drept, în linie dreaptă. Erau, rupturi de ghețuri, deci pe care trebuia să le ocolim. În sania aveam tot echipamentul, adică cort, mâncare, tot ce era nevoie, cam pentru 3 săptămâni, cam așa am avut echipat. Da. Frigul și viscolul, vântul, este specific, este catabelic în zonele polare. Deci aici, la Polul Nord, era polul magnetic activat, care influența polul geografic. Și de multe ori, noi seara ajungeam și spuneam că am făcut 17 km sau că mai avem 3, dar de fapt, în prima parte, reieșea că am mers mai mult. În momentul în care ne-am apropiat de polul geografic, de punctul respectiv, a fost invers și era o senzație groaznică pentru că, de exemplu, știam că mai avem 20 ceva de kilometri până la pol, dar de fapt aveam 27, deci polul te atrăgea. Câți kilometri se făceau într-o zi? Cam 17 kilometri. Plecam dimineața pe la ora 8, dimineața pe la ora 14 făceam o pauză în care ne hidratam, cam 20 de minute, aveam tot felul de sâmburi și energizat de ciocolată și așa mai departe, ronțăiam ceva. Vă hidratați cu apa pe care o cărați tot așa în sanie? Da, un fel de, cum se numesc, bidoane mari și apa era necesară, este specific zonelor polare, pentru că și dincolo, la Polul Sud, trebuia să bei cam 5-6 litri de lichide, de apă. În expediție, pentru că e iarăși foarte interesant, transpirai sau eliminai apă, da? Dar nu stădea senzația după soală, doar de sete. Tot timpul avea impresia, după ce mergeai o perioadă, că trebuie să bei, trebuie să te hidratezi. Este specific zonelor respective. Am avut 3 zile de viscol. La început, eu am încercat să montez cortul singură, pentru că fiind 10 bărbați, erau câte 2 într-un cort. Și trebuia să-ți bați cu ele în gheață. Mie îmi înghesau mâinile, aveam 3 perechi de mănuși, dar ca să bați trebuia să mai dai jos. Și pe urmă am fost foarte drăguț că când făceam, ne opream, îmi montau colegii prima dată cortul meu și după aceea pe al lor și ne ajutam între noi. Erau fenomene cu care, cât de antrenat ar fi fost, fiecare dintre noi a avut probleme. Ce a fost în mintea și în sufletul dumneavoastră acolo? Ce experiențe ați trăit? Ce gânduri vă trec prin minte? Pentru că e pustietate. Mi-a fost foarte greu. Deci mă luptam cu mine și în gândul meu îmi spuneam, nu mai pot. Cine m-a pus să vin? Foarte greu mi-a fost la început. Mai ales că ceilalți mergeau normal mai bine decât mine. Calota nordică, dar de fapt și cea, dar în special cea nordică, este pustie. Nu vezi nicio formă de viață, nici o pasăre, nici un animal, nimic, vulpe, pălar, nimic. E pustiu, pustiu, numai forme de gheață. Și încercam să dau nume de icarde, așa, da, catedrală, ghesarilor de acolo, ca să am o conexiune cu cineva, să-mi distrag atenția de la gândurile mele. Și apoi mi-am dat seama că, de fapt, picioarele mele merg și în capul meu era neputința. Și atunci mi-am intrat în ritm și am început să mă descurc. Momentul dificil însă a fost pe parcurs, pentru că eu nu aveam un echipament performant și pentru că mă împrumutasem clăparii de la un coleg, așa,
mi-erau buni, dar dacă îmi puneam două perechi de șosete de lână și trebuia să-mi pun, deveneau fiși, deci, pentru care degetele mele și mai ales la piciorul drept au degerat. Deci v-a fost greu. A fost o expediție foarte grea. Foarte greu, da. Aveați 60 de ani atunci, da, când v-ați dus. Da. Și pe cât de greu a fost, nu v-ați lăsat. Și v-ați dus și la Polul Sud în același, da, an. De fapt, este o conștientizare. E o luptă pe care o duci cu tine, da, în acel, da, moment foarte puternică și un exercițiu foarte bun. Deci și asta vreau să le spuneți telespectatorilor. Am învățat că trebuie să lupți. Ce înseamnă să ai voință? Da, voință. Deci poți în orice și oricum poți să reușești dacă ai voință, dacă vrei. Să trecem în cealaltă extremă. Da. Tot într-o expediție solitară, da, ați parcurs Africa de la sud la nord, traversând 11 țări. Da. Ce ați învățat din Africa? Acolo am realizat în toată Africa că viața simplă este mai frumoasă. Acești oameni trăiau printre tufișuri, mâncau din ce găseau acolo, în zona respectivă, în pustiu, în deșert, da? Dar spiritual erau foarte puternici. M-am învățat din Zimbabwe, de la Regina din Saba. Am învățat din zona Tunisiei, de la trogloditi, care la fel trăiesc în niște condiții foarte dure, dar sunt atât de fericiți și atât de simpli și de frumoși, încât eu tot timpul mă făceam mică în prezența lor, dar mă simțeam în același timp de a lor. Da? Am atins punctul important al emisiunii, tema fericirii. Da. Și spuneți într-un interviu că locul care v-a trezit și arată ca o stare de fericire este regatul Bhutan din Himalaya. Da. V-ar plăcea să trăiți acolo? V-ați dori să locuiți acolo? Mi-ar fi plăcut în multe locuri să locuiesc. Și la eschimoși. Prima țintă au fost eschimoșii din Alaska, da? După care au fost zone, să spunem, în America de Sud, unde iarăși poate mi-ar fi plăcut. Dar eu întotdeauna, după 10-12 zile, uneori în extens sau 14 zile, mă apucă un dor, dorul de acasă. Deci cât de bine ar fi fost în Bhutan și cât de frumos și cât de relaxat și de liniștit și te simți acolo, pentru mine, trebuia să mă întorc acasă. Cel mai bine e acasă. Da, deviza lor, a celor din Bhutan, aceasta este fericire, pace și libertate. Și libertate, da. Ei au, mă rog, obținut la nivel de ONU acest calificativ de țara de cel mai ridicat indice al fericirii, Bhutanul. Lucrul acesta nu l-a făcut un singur om de acolo, un butanez, ci l-au construit toți. Deci nu poți să fii fericit tu dacă cei din jurul tău nu sunt fericiți sau dacă nu ajuți ca să fie fericiți. Acest lucru este esența de acolo din Bhutan. Deci ei sunt o mare familie, deși sunt câteva, nu știu, 2 milioane sau ceva. Dar toți sunt o familie, toți gândesc la fel. Spuneați că fericirea ați întâlnit-o și în Papua Noua Guinee. Da. Poate fi și aceasta o recomandare pentru cel care își dorește să plece în lumea largă și să-și caute un loc unde să fie fericit? Oamenii de acolo sunt extraordinari. Deci am vizitat două sate, am mâncat și pe munte, dar două așezări, nu pot să spun sat, niște colibe puse așa în cer și în mijloc tot timpul arde focul sacru, focul vieții. Focul care, de fapt, este la baza ancestral, de sus venit, este care ne întreține viața. Lucru pe care l-am văzut și în Patagonia, pentru că se numește Țara de Foc. Când a trecut pe acolo Magellan, a văzut lumini, focuri, da? Dar era focul celor de acolo, a fuieginilor, care trăiau în jurul focului. Mă întorc în Papua. În momentul în care am terminat zona de munte, am avut doi ghizi localnici, care mergeau de scurs, eu eram cu bocanci, prin mol, prin așa, care în a doua zi, seara, că tot așa mâncam dimineața și seara, eu făcusem în pungi și un fel de orez cu legume și ei făceau focul clasic cu surcele cu lemne și acolo încălzeam mâncarea, da? Ziua respectivă eram foarte obosită și zic, până când se încălzește mâncarea,
mă duc să mă odihnesc în sacul de dormit, în cort. Am adormit. Și când am ieșit, am ridicat capacul, oala goală. Și am mâncat 3 zile, așa, ce mâncau și ei. Adică fructe de acolo, un fel de ierburi, un fel de semințe. Și nu mi s-a întâmplat nimic, da? În momentul în care am coborât de pe munte, el îmi spune, cel mai înalt, Tom dintre ei, îmi spune, zice, vrei să vii să vizitezi și satul meu, să vezi și satul meu? Atunci, da, era ceva extraordinar. Eu știam canibal, nu știu ce, bine, ăștia erau bocanici, deci... Și am coborât pe drum și la intrarea în sat, parcă acum văd, erau niște tufe muzicale. Deci din aceste tufe se auzeau niște cântece și eu nu puteam, zic, dar după ce am trecut de a treia sau a patra tupă, am descoperit că erau niște copii care s-au ascuns de timiditate în spatele tufelor și ne cântau ca să le întâmpine cu cântece, da? Foarte frumos. Așa. Am ajuns în satul respectiv, am asistat seara la... Deci ei n-au nicio problemă, n-au nicio legătură cu civilizația, deci au ugoarele lor, au niște porci mici, așa, ca câine, nu știu cum să spun, așa, pe care îi iubesc și pe care foarte rar îi sacrifică, da? În rest totul sunt vegetarieni. Când m-am întors acasă, toți se uitau la mine, că ce sunt senină, de ce nu mă enervez, de ce nu mă agit? De un calm fantastic. Tocmai pentru că ați preluat în mine acest cântec și dansa lor. Spuneți așa într-un interviu. Vorbeați de căutarea meticuloasă a matrixului spiritual de pe cele 5 continente, a simbolurilor și arhetipurilor culturale ale civilizațiilor. În viziunea dumneavoastră, cum arată acum această matrice? Inițial, sau cât am umblat, deci în zonele tibetane, în zona Indiei, în zona Americii de Sud, în zona eschimoșilor, la populația Ainu din Japonia, este felul în care ei își construiesc viața și credința lor. Nimeni nu se roagă la cel de jos, nicio etnie, nicio așa, toți se roagă la cel de sus, venerează, deci ascultă ce li se spune. Au acele, să spunem, sărbători în care ei omagiază și, de exemplu, este drumul spre Kailash, spre muntele Kailash, este o întreagă procesiune în care ei se încarcă cu energia de sus. Spun, de exemplu, că curcubeul este cel care le aduce de la cel de sus. Porumbeii tibetani duc rugăciunile sus. Deci sunt foarte multe elemente care te fac ca să crezi și să ai această spiritualitate, această credință, da? Nu se poate să te izolezi, să pleci din acele locuri fără să te încarci cu așa ceva. Am asistat undeva în Sikkim, dar acum mai mulți ani, la un ieșau din casele lor de piatră modeste și se adunau pe mijlocul drumului. Și l-am întrebat pe ghidul meu, zic, dar ce se întâmplă? Zice, foarte simplu. Se adună și se roagă pentru pace. Aș fi vrut să mă nasc, nu să rămân, dar să mă nasc în fiecare din locurile respective. Pentru că este altceva. Când ajung acasă, îmi arunc rucsac sau ce am și tendința este să ies pe stradă și să-i văd pe ai mei, da? Să simt așa. Și vedeți o diferență foarte mare, nu? Da, da. Nu mi-a venit să ies din casă după Hunza. Și acolo este o viață, este o mare, mare familie. Unde oamenii ajung și la 100 de ani, nu? Da, sau chiar 110, trec. Deci tatăl ghidului meu, dar de fapt a fost și dânsul ghid, avea 110 ani. Da? Dar era de o înțelepciune. Profesor, acest om care preda încă la o școală de acolo, la 110 ani, dar nu arăta. Deci nu avea nicio deficiență fizică, iar ca minte era cu mult mai bun decât noi. Clar, era o înțelepciune. Ei spun că nu-și măsoară vârsta în ani, ci în înțelepciune, spiritualitate. Cei din Hunza, dimineața de vreme la 6:30, după ce răsare soarele, ies în spațiu liber și se roagă. Ce caută oamenii în lumea aceasta? Caută fericirea și cum, prin ce forme? La ce se raportează ei când vorbesc de fericire? Fericirea este o noțiune abstractă, dar poți să o
descompui și să vezi de fapt ce conține cuvântul fericire, da? Înseamnă să vrei binele, înseamnă să ajuți, să se ajuți semenul, da? Vegetația, da? Animalele și oamenii au aceeași viață. Deci nu poți să fii fericit sau să ai viață dacă există poluare în natură. Nu poți să trăiești. Nu poți să trăiești dacă animalele n-au ce mânca sau dacă nu mai există. Omul nu mai există, deci nu realizăm lucrul acesta. Că există o conexiune, viața ne este dată, da? Pentru tot ce are viață, da? Și dacă nu o respectăm, suferim. Ce lecții importante ați învățat dumneavoastră în toate aceste expediții în acești ani? Că sunt atât de mică în această viață, atât de simplă, nu mă consider superioară în niciun fel altuia. Și încerc să ajut, repet, cât se poate de mult. Astăzi, în autobuzul cu care mergeam, s-a urcat o tânără care, săracă, avea probleme psihice, clar. Și întreba ce linie merge sau ceva în genul ăsta. Eu am văzut-o cum este, m-am ridicat și i-am spus, ești în autobuzul bun, ia loc. Toți ceilalți s-au uitat, a fost o surpriză, da? După care i-am văzut fața, cum se relaxează, cum zâmbește și m-a întrebat, sunteți psiholog? Și zic, nu sunt psiholog, dar vreau să te ajut, să te simți bine. Este greu să faci așa ceva, întreb? Pare că da. Deci e o lecție importantă pe care ați învățat-o și nu numai că ați învățat-o, ați asumat-o și chiar ați pus-o în practică. Da, simt nevoia să fiu așa. Simt nevoia să explic, să spun ce am învățat și să spun mai departe. Maria Oca Marinescu, mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație! Doamnelor și domnilor, mulțumesc că ne-ați urmărit! Comunicăm în continuare pe pagina Facebook Arta Fericirii. Filmările sunt realizate la Casa Foca din București. Rămâneți cu bine și aveți curajul să fiți fericiți!